Salut și bine te-am găsit la un nou videoclipul Genshin Impact. Am rămas în același loc ca data trecută. În schimb, am format niște Primal Gem of Camera și avem destul pentru a da încă un tempul pe Beginner's Banner. Mai exact, avem 8 ușuri. Dacă intrăm aici la meniul de ușuri, bine, încă nu avem 8. Trebuie să-l cumpăr imediat, ceea ce o să fac fix acum. O să mai cumpăr un Fate albastru. Chiar dacă nu ar trebui să le cumpăr și într-un fel îmi mirosesc Primal Gem-ul pe ele, chiar voiam să mai dau un contempul, poate ne pică altceva în afară de Noel. Deși am avut noroc cu Changyun, pentru că din nou îmi place foarte mult Changyun. Deci, fără să mai vorbim, hai să dăm tempulul. Și nu am avut norocul la un 5 star, în schimb, poate ne pică ceva în afară de Noel. Deci cam la asta sperăm. Momentan nimic. În curând cred că ar trebui să vină Ningguang. Nu mă așteptam, sincer mă așteptam ca să fie Noel acum. Ningguang, nici măcar nu știu, dar n-am jucat în viața mea cu ea. Nici pe celălalt cont n-am folosit-o, doar am luat-o. Nu știu exact cât de bună este. Știu că este suport sau sub DPS, una din două. Păi, înseamnă că nu-i mai pică Noel? Sau era numai pentru prima? Cred că era numai pentru primul tempul. Credeam că ai Noel garantat la fiecare tempul. Ok, deci ne-am ales cu Noel. Cu Ningguang. Nu cred că o să folosesc totuși. Adică sunt destul de mulțumit cu echipa pe care o am momentan. Am doi Cryo care mă ajută la Cryo Resonance ca să am mai mult crit rate. Dacă nu mă înșel, ca să văd aia, cred că trebuie să intru la echipă și să... Nu, la... Party Setup. Da, aici era. Și la Element Resonance, da, este activ Cryo Resonance-ul. Dar nu cred că am de gând să-mi schimb echipa. Mi se pare o echipă destul de bună. Poate decât să-mi cresc în level, dar momentan nu cred. Da, deci ultima oară am terminat quest-uri legate de Kaya. Iar acum ce mai avem? Avem aici un quest pe care putem să-l facem, Glide the Wind. Mai avem și niște world quest-uri, dar momentan o să le evit. Nu știu dacă o să le fac vreodată, dar vedem. Trebuie să vorbim cu Amber, care este, cred că, în partea cealaltă a monsterului, da. Ce bine că avem un teleporter lângă. Deci nu mă așteptam la Ningguang. Mă așteptam să primesc încă un Noel, nu știu de ce. Eram foarte stăt pe ideea că la fiecare tempul primești câte Noel, e șansa garantată. Pot să mă uit, da. Încercam să mă uit, dar mi-am dat seama că, de fapt, a dispărut acel banner. Era doar pentru 20 de wish-uri. Poate are legătură cu faptul că voia să se concureze cu noi. Oh, nu avem licență pentru a zbura cu un glide. Totuși l-am folosit până acum și nimeni nu a zis nimic, deci... Cred că doar pentru faza cu Dvolin. Până la urmă nu scăpăm, trebuie să dăm examenul pentru gliding license. Atunci dacă am zburat bine și putem zbura, de ce? Ok, nu înțeleg. Bănuiesc că poate e încă un tutorial legat de glide, te învață să zbori mai bine.
Presupun că ar trebui să mergem acum la librărie, să găsim pe Lisa pentru acea carte. Sau o să o citească separat. Asta trebuia să învățăm. Da, mi se pare puțin ciudat. Adică povestea a fost faină, dar eu cred că ar fi trebuit introdusă într-un manual pentru a învăța acea chestie. Ok, nu, mulțumesc. Exam point care... Ok, cred că o să ajung mai repede dacă plec de aici. Așteptam să fie tot în Mossad, nu în afara lui. O, e în locul în care am activat acele monumente. O să trebuiască să urc până acolo. Cred că o să iau și floarea asta. Dacă tot e aici. Cred că pot să sar, dar pot. Și acum... nu era aici. Deși aș putea să-l activez. Nu era locul ăsta. Îl confund cu celălalt. Ăla erau de Cryo. Hai să o pun rapid pe Lisa să le activez. Sper că nu trebuie să le activez pe toate deodată. Ok. Am făcut-o doar ca să iau un gest. Și acum pot să schimb înapoi. Cred că trebuie să-l pun pe Kaya? Nu pe Kaya, pe Cheonggyun. Ok, și acum putem vorbi cu Amber. Poate nu știi cartea greșită. Am citit o carte de copii, ok.
Nu trebuie să fie prea greu. Trebuie doar să trecem prin cercurile alea, cred. Din păcate nu pot să mă opresc pentru fiecare chest. Bănesc că trebuie să luăm doar inele acelea galbene. Atât a fost, mă așteptam să fie mai lung. Un expert, ok. E mai mult, înseamnă. Totuși am primit XP. Și avem aproape Adventure Rank 9. Trebuie să mergem înapoi la catedrală. Facem level destul de repede, am observat. Poate nu conștientizez eu că stau prea mult la quest-uri, dar mi se pare că se face destul de rapid Adventure Rank-ul. Deci, până la urmă, o să luăm examenul și prin Mondstadt. Cum ar trebui să ajung? Oh, ok. Da, a fost puțin confuză partea aceea. Cred că trebuia să mă cațăr pe statuie sau... ce mai probabil? Sau poate am ratat eu ceva. Și acum să vorbesc cu Amber. Am mers în direcția opusă, din păcate. Acum am început cu peșurile de aici. M-am chinuit să urc degeaba aici, tura trecută. Deci mai are examenul cu o parte. Ok, până acum totul a fost simplu. Văd că lucrurile nu s-au schimbat. Decât faptul că e că o să... am ratat. Cred că am avut ping de nu s-au luat. Nu cred că am ratat vreuna. Nu știu faptul că chiar asta este gliding exam-ul. E a doua oară când ni se întrerupe examenul. Prima oară a fost de volnic și acum de un tip random care ne-a confundat sau a crezut că suntem de partea acelui raptor care... le provoca problemele. Să mergem din nou în Springvale. Dar deci am fost confundați cu acel tip sau am o crezut că
suntem împreună cu acel tip. Și am făcut și Adventure Rank 9. Trebuie să mergem până la urmă înapoi în Springvale. Ok, deci văd că povestea se învârte în jurul acelei locații. Și nu este nimic... Oh, am ratat-o. Ok, deci trebuie să căutăm niște urme de Nemo. Deci ar trebui să fie prin apropiere. Aparent doar erau doar niște hillagers. Oare să fie raptorul? Nu, nicio șansă. Cred că vorbește de raptor, mai mult ca sigur. Măcar știm în ce direcție s-a dus. Văd că nu dau așa de mult damage pe cât mă așteptam. Cred că o să trebuiască să mai lucrez puțin la build. Poate, cred că o să fac să avea trevorile mai level mai mare. Ok, nu cred că mai am materiale sau oh, ba da, mai am. O să fac level 20 maximul momentan. Și cred că o să ajungă. Trebuie să iau pe aici. Da.
Văd o lumină roșie tot în față. Cred că este o statuie sau ceva. Trebuie să intru în... Oh, nici n-am văzut peștera asta. Este un domain. Avem specificații, recomandat Pyro, avem pe Ember. Da, din câte am văzut, costurile au început să seamănă, deci cred că asta este ultima parte din aceste questuri. Și-am mintit. Ok, deci doar trebuie să mergem jos acolo și să-i batem. Deci trebuie să stăm în aer. Can drop bombs. Cred că vrea să-i batem de sus. Da, asta vrea. De pe E. Ok. Tot apăsam click și nu știam de ce nu pot să-i atac. Aparent apăsam butonul greșit. Ok, e mai greu decât credeam. Trebuie în același timp să mă mențin și în aer. Și cred că nu am voie să ratez drone-ul. Oare trebuia să mă dau jos? Cred că nu. Uite aici. Ok, nu pot să mă uit mai sus. Nu prea văd exact ce se întâmplă. Sau pe unde merg. Durează foarte mult. Nu mă lasă să spamez abilitatea cu bombele. Nu avem probleme, nu prea am fost atinși decât o dată, dacă nu mă înșel. Sau așa era și pe al meu. Ok, am coborât cam jos. Cred că asta a fost. Da, asta a fost. Acum putem juca și caracterele noastre. Ok, până acum cred că este cel mai lung domain pe care l-am făcut. Ar trebui să iau prin dreapta sau... E să nu fie vreun chest pe aici. Sau nu, nu e nimic. E bine să verific ca să nu le ratez în cazul ce. Uite aici un chest. Așteptăm, ok. Am văzut ceva, ok, o să verific după. Trebuie să distrug astea, dacă nu mă înșel. Da? Am ratat. Iar acum ar trebui să deschidă ușa, cred. Nu, scade nivelul AP, ok. Care a mai fost sensul să mă duc să apăs pe chestia aia?
Mă așteptam să moară. M-am murit și celălalt din prima? Sau nu? Ok, apare nou. Mai ce de făcut? Ok, se spawnează alții. Am ratat. Ok, e destul de greu să-i nimerești. Sau poate că mă grăbesc eu. Nu văd să dau mai mult damage cu arma de level 20. Și mai avem unul acolo. Care o căzut, deci... Ok, deci... mă așteptam să... Nu se pune sau să trească să batem din nou, să, chiar nu știu. Mai e ceva pe aici? De acolo am venit, teoretic. Sau am venit de aici? Nu, am venit din față și... Dar avem și drumul de dreapta. Nu pare să fie nimic aici, dar nu e nimic aici. Și probabil că nici acolo. Iar acum... să mergem... Avem un chest aici, ok. Ok, chiar mai avem lucruri de făcut. De ce dau atât de mult damage cu Amber? Oh, este caracterul pe care ne-l oferă... domeniul, am crezut că este Ember-a mea și nu înțelegem de ce chiar dădea așa de mult damage. Dar ce item are de atât de mult damage? Ok, deci are level 15, Ember-a mea are 10. Are un arc de level 15. Am alte arcuri pentru... Cred că o să-l pun pe acesta, pe Ember momentan. Sau, nu, cred că asta e mai bun slingshot-ul. Că eu o să las slingshot-ul momentan. Și să continuăm domain-ul. Nu știu cum o să... Nu cred că pot să dau glide până în cealaltă parte. Oare chiar este sau chiar putem să ajungem în cealaltă parte? Nu mi-am amintesc dacă chiar trebuia să găsim modalitate să ajungem acolo sau ne-a ajutat ceva să ajungem acolo. Poate să avem cunez de aer.
Da, nu cred că putem ajunge până acolo decât dacă mă cațăr pe... Pot să mă cațăr pe... Ok, nu pot. Sper să... Pentru secundă am crezut că o scade pe hartă. Ok, hai să încercăm. Da, n-am nicio șansă. Cred că asta a fost cea mai proastă idee. Decât dacă nu vine un curent de vânt. Ok, deci până la urmă era un curent de vânt. Iar acum trebuie să ne batem cu raptorul. Okay, o să încerc să mă bag cu ceilalți prima oară, ca să nu am prea mulți pe cap. Și cam asta ar trebui să fie. Sau nu. A fost mai greu să ajung la el decât să-l bat. Dacă chiar ne s-ar putea lua licența de zbor, cred că am ajunge în aceeași situație. Ok, deci trebuie doar să mai mergem să ne luăm licența de zbor. Da, deci foarte, foarte lung drumul spre Raptor pentru, nu știu, în jur de 30 secunde de luptă a fost destul de mult de căutat. Și acum trebuie să mergem la catedrală. Am văzut încă nu avem catedrala deblocată, deci nu cred că am intrat niciodată în catedrală. Cred că acum ne pune să facem.
și am terminat și acest act. Încă unul completat. Acum, dacă dau la quest-uri, nu văd să mai avem alte quest-uri de Adventure Rank 9. Deci bănuiesc că o să trebuiască să fac off-camera Adventure Rank 10, cred. Nu știu exact dacă o să mă primesc alte quest-uri, dar cel mai probabil nu. Și cam atât a fost și cu acest videoclip. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.